foarte populară în America, sărbătoarea de Halloween prinde din ce în ce mai mult teren și în orașele din România. Giurgiu nu face excepție, așa că școlile, grădinițele și chiar localurile au intrat în febra pregătirilor pentru sărbătoarea tuturor sfinților. Multe din magazinele din oraș au epuizat deja stocurile, însemnând costume, măști, dinți de vampir, dovleci și fel de fel de accesorii desprinse din filmele de groază. Sărbătoarea cu specific american îi obligă pe cei care găsesc în ea un bun prilej de distracție sau de petrecere să poarte cele mai trăznite costume, dar și înfricoșătoare. În magazine predomină însă costumele de pirat, vrăjitoare, stafie sau vampir. Cei cu mai multă imaginație pot opta și pentru machiaje stridente, bazate pe mult negru, accesorizate cu măști, ochelari sau coarne de diavol. Halloween-ul se sărbătorește în fiecare an în ultima zi a lunii octombrie și este un eveniment cu origini celtice și precreștine.